Primarul comunei Chiești spune că până la finalul anului viitor se vor asfalta toate ulițele din comună. Înainte de asfaltarea ulițelor însă, se va introduce rețeaua de apă și canalizare pentru toți cetățenii comunei. Ne aflăm pe ulița Bisericii din satul Chiești, care face parte dintr-un proiect de modernizare străzi-ulițe și totodată dintr-un proiect de extindere apă și canalizare. Ne aflăm pe o uliță care e 99% realizată, avem canalizarea introdusă, avem apa introdusă, avem branșamentele făcute la, și racordurile la fiecare dintre gospodării, s-a făcut asfaltarea. Suntem pe ulița care în urmă cu un an de zile a fost dată ca o uliță negativă ca trafic. S-a început să canalizarea și cineva a fost nemulțumit că nu se poate circula pe ea, ceva ce era și normal, și chiar îi mulțumesc acelei persoane că o sesizat acest lucru, dar cred că nu era altceva de făcut decât întâi introdusă apa, canalizarea, și apoi amenajată și asfaltată. Lucru care se va face începând din acest an pe fiecare uliță dintre toate cele din comuna Chiești. Se va începe la canalizare și credem că în cea mai scurtă perioadă vom începe la canalizare să introducem apă, canal și branșamente la fiecare cetățean, pe ulița Părăului, apoi pe ulița Cacovei și în continuare până când se va finaliza fiecare uliță. Începând cu finalizarea unei ulițe la apă și canalizare, se va trece la al doilea proiect, modernizare drumul, și se va pietrui, se va asfalta și toate ulițele din comuna Chiești, cred că într-un decurs de maxim un an de zile, să fie finalizate și să arate impecabil. Cred totodată că la sfârșitul anului viitor va fi introdusă apa potabilă în fiecare localitate, la aceeași dată va fi racordată și canalizarea comunei Chiești. E un pas care îl așteptăm de mult. Vorbim aici de două proiecte de apă și canalizare, unul mai vechi pe care lucrați împreună cu comuna Bocșa, da? În 2008 s-a început un proiect de apă și canalizare în care nu a putut să fie inclusă toată comuna Chiești datorită sumei care a fost alocată atunci. Sigur, motivația a fost din partea unora că nu s-a vrut, că da, asta e, dintr-un leu nu poți face decât ceea ce ajunge un leu. A fost o valoare pentru proiect, în momentul de față s-a aprobat o sumă de bani și pentru primul proiect, ca să fie finalizat primul proiect în care e inclusă bazinul de apă, inclusă stația de epurare și o parte din comuna Chiești. Urmează acum să se facă ridicările topo și credem că până la sfârșitul lunii acestea se va semna contractul de finanțare și pentru primul proiect care îl are în ordonare comuna Bocșa. Primul proiect e făcut în colaborare cu comuna Bocșa și tot în colaborare cu comuna Bocșa trebuie să fie finalizat, fiindcă a fost început așa și nu se poate termina altfel. Celălalt proiect, al doilea, care e extinderea, asta e pe comuna Chiești și urmează să semnăm contractul de finanțare în următoarele zile. S-au depus toate documentele care au fost greu de obținut, aviză de la APE, de la mediu, de peste tot ce a fost, toate în regulă, autorizația de construcție. Urmează numai să semnăm contractul de finanțare și să se dea ordin de începere la lucrări. Ce fel de lucrări sunt cuprinse în finanțarea pe PNDR? Pe PNDR avem cuprinsă extinderea apă și canalizare, finalizarea lucrărilor de canalizare și apă care e cu Bocșa și modernizarea drumurilor de exploatație agricolă, adică apă canal pe toată comuna, drumuri asfaltate pe toată comuna. În total vorbim de 28 de kilometri de rețea de canalizare și apă, precum și de 21,5 kilometri de drum.